Elevii din Gorj s-au întors astăzi la cursuri după două săptămâni de vacanță. În ciuda temperaturilor scăzute în județul nostru, nu au fost înregistrate căderi masive de zăpadă. Pentru a nu fi probleme, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a decis ca toate spațiile de învățământ să fie încălzite încă de la sfârșitul săptămânii trecute. În școlile din județul Gorj au fost încălzite toate sălile de curs, începând cu vineri, la parametri optimi, astfel încât la prima oră, astăzi, oră de curs, elevii să găsească sălile încălzite și să nu fie întâmpinați de frig în școlile unde învață. Inspectorii școlari din Gorj monitorizează în continuare situația, astfel încât în nicio unitate de învățământ să nu fie probleme din cauza frigului. În nicio școală din județul Gorj nu au fost înregistrate până la această oră probleme care să determine suspendarea cursurilor. În continuare suntem foarte atenți la evoluția vremii și astfel încât să putem lua decizii corecte în situațiile în care s-ar putea întâmpina probleme legate de încălzire, defecțiuni la sistemele de încălzire. În 21 de județe din țară, școlile vor fi închise până miercuri din cauza gerului.